Bun găsit, dragi prieteni, suntem pe drum și pe drumuri. Astăzi mergem să filmăm în Bucovina, o zonă unde sunt sigur că vă place să ajungeți și dumneavoastră. Dar nu de asta, nu mergem să filmăm, eu știu, locuri de cazare sau eu știu unde se poate mânca bine. Mergem să filmăm un lucru inedit, să ne întâlnim cu oameni care, iată, să pregătesc pentru perioada ce vrea să vină, și anume perioada 2024, an complicat, an cu alegeri. Cum bine știți, partidele au început să caute soluții, să caute tot felul de subterfugii. Aș vrea să zic că vor să eludeze și legea, să caute variante de a trece hopul ăsta și ajunge unii în parlament, alții în primărie, alții în consilii și așa mai departe, să rămână pe funcții. Ei bine, astăzi în Bucovina a început o mișcare și o să o urmărim și sperăm să dea roade, pentru că e o mișcare civică. Un grup de activiști s-au strâns deocamdată în zona Mestecăniș. Noi mergem la prefectura Suceava și vom mai filma pe aici prin zonă. Deci la Mestecăniș, cum bine știți și sunt sigur că știți, există o problemă de ani de zile cu o groapă de gunoi amplasată undeva într-un areal care n-are ce căuta. Și cum bine știți, e pe un vârf de munte, este într-o zonă turistică și mai ales este, nu respectă legea, și anume este amplasată la mai puțin de 1000 de metri de locuințe, zone de cazare și așa mai departe. Asta spune legea europeană. Noi am făcut lucrul acesta, am implementat legislația aceasta acum câțiva ani, am transmis la Bruxelles că da, am făcut lucrul ăsta, și anume am transmis în legislația din România faptul că nu putem să facem grob de gunoi la o distanță de 1000 de metri de locuințele oamenilor. Ei bine, ce să vezi, a venit Ministerul Sănătății și a spus: uite, noi dăm o hotărâre, după ce le-am transmis celor de la Bruxelles că totul e în regulă. Da? Statul român, deci vă dați seama, statul român în ce hal a ajuns în unele situații de pervers, dacă vreți. A dat o hotărâre că da, se poate face o derogare de la legislația aia, fără să știe băieții de la Bruxelles, și putem construi și sub 1000 de metri. Și astfel a început toată tevatura aia de la Mestecăniș cu groapa de aici de la Suceava. Este o nebunie, dar vreau să vă aduc aminte că acum ceva ani, 2010, perioada aia, n-aș vrea să greșesc, s-a întâmplat și la noi în județul Neamț, la Negrești, când o asemenea groapă de gunoi era cât pe ce să fie realizată, dar o idee sclipitoare a părintelui Oancea, da, era atunci preot paroc la Almaș, a făcut ca lucrurile să fie tăiate din fașă. Și vă aduc aminte că la vremea respectivă, la fel, au fost discuții, tot felul de, eu știu, oameni care au venit și au explicat, în fine, era domnul Pruteanu atunci la Consiliul Județean. Cum s-a oprit și cum s-a frânat acea nebunie, acea groapă de gunoi de la Negrești? Ei bine, s-a amplasat o troiță în locul acela și bineînțeles că ei au renunțat. Mă întorc la momentul de astăzi. Din ce înțeleg eu, activiștii de aici din zonă, pentru că sunt activiști care fac treabă bună, și cei care urmăriți ce se întâmplă în zona asta de mediu, a pădurilor, unde se face un jaf mai ceva, un jaf de nedescris, activiștii de mediu își fac treaba mai mult decât onorabil. Eu n-aș fi crezut că mai sunt oameni care se zbat în România zilelor de astăzi pentru a opri acest lucru extrem de toxic pentru România.
Gândiți-vă dumneavoastră că statul român recunoaște, ia să vedem că trebuie să facem o mică, așa, statul român recunoaște că se fură undeva la 30 de milioane de metri cubi de lemn. Da? 30 de milioane metri cubi. Nu stăm acum să mai calculăm ce prețuri. Puneți-l la un euro și deja suma este fantastică. Astăzi, activiștii vor face un grup comun, o forță comună, se încearcă puțin coagularea mișcării civice, pentru că și mișcarea civică trebuie să înceapă să lucreze împreună, să lucreze la unison, să existe voci unitare, nu mai vorbească fiecare așa în să spunem așa, în dreptul lor. Hai să o luăm pe aici, Berchișești. Da, spre gura humorului. Să fie și din zona civică, pentru că vă spun sincer, fără civism, fără acțiune civică, fără voci din partea cetățenilor, slabe speranțe că vor veni, partidele, nu știu care, și vor face bine în România. Nu, nu va face nimeni niciun fel de bine. Toți vor veni pentru parazitarea banului public, toți vor veni pentru funcții, toți vor veni pentru beneficiile pe care ți le oferă banul și funcția la stat. De-aia vă spun că dacă de astăzi veți vedea că se întâmplă ceva bun pe zona asta civică și, vocile civice vor avea, puterea să strângă rândurile, e absolut, e de bun augur. O să ne întâlnim cu Gabriel Ursescu, o să avem și un domn de la Piatra Neamț, domnul Solomon, n-am auzit de el. E un domn care și el este implicat aici în această acțiune cu groapa de gunoi. O să vedem ce se va întâmpla. Sunt aproape 10 ani de când sunt procese interminabile. Totul se va încheia la prefectura Suceava, unde vor ajunge, vor depune acolo memorii și așa mai departe. Deci, cu alte cuvinte, o să vedem ce se va întâmpla astăzi, dacă partea civică sau zona civică va avea câștig de cauză. Țineți aproape! Hey, am ajuns și la Suceava, dragi prieteni. Suntem chiar aici la prefectură. De fapt, la muzeu. Prefectura s-a mutat de vreo 2 ani aici. Iată, un Bernard a adus din Suedia? Da. L-ai adus din Suedia? Da. Un semnal de alarmă pentru? Este un semnal... O secundă. Bună ziua, Gabriel Rusescu mă numesc, de la grupul civic Acord Diaspora. Printre altele și activiști civici, mă interesează ce se întâmplă în România și știm că sunt multe probleme legate de corupție în România și am venit să semnalăm acest lucru, că românii din diaspora își doresc să vină în România, dar există o mare problemă cu acest fenomen și rugăm autoritățile să facă tot ce este posibil și societatea civilă, împreună cu societatea civilă, ca acest fenomen să fie eliminat. Trebuie să spunem că astăzi la prefectura Suceava am asistat la un eveniment, să nu zic unic, dar a început să-mi placă democrația. Azi, 2 ore, a început să-mi placă democrația românească. O întâlnire prefect, toate instituțiile abilitate cu activiștii. Voi activiștii, domnul deputat... Da, e bine. Da, trebuie să spun că această întâlnire a fost publică, deci oricine putea să vină și chiar mă bucur că chiar dacă a venit în calitate de cetățean, avem prin prisma ocupației sale, avem și un deputat aici, ceea ce înseamnă că anunțul nostru a fost bine
bine închegat în această întâlnire. Am avut prefect, să spunem că prefectul este reprezentantul guvernului în teren, da? Și el are capacitatea la nivel județean ca să cheme la aceeași masă rotundă diferite instituții, chiar toate dacă este necesar. Și da, știu că am discutat diferite subiecte. Ne-am propus o oră, dar au fost două și au fost trei, de fapt, sau poate și mai mult. Trebuie să spunem, Gabriel, că este Joia Mare. Lumea își vede de treabă aici în Suceava, cumpărături, e și normal. Da. Voi ați venit pentru altceva. Am înțeles de la tine că se intenționează să vă coalizați, să vă uniți vocile, voi activiștii din zona civică, da? De mediu, sunt probleme extraordinar de mediu. Eu știu că vă place Bucovina, veniți în Bucovina, dar sunt probleme extraordinar de mari aici. Culmea de mediu e problema aceasta cu tăierile de pădure. Ce doriți să trageți un semnal de alarmă la nivelul întregii României, să uniți puțin și partea asta civică? Da, este un mesaj foarte important care trebuie să-l dăm. Știu că sunt sărbători, știu că sunt vremuri oarecum grele, dar nu putem abandona anumite subiecte unde societatea civilă trebuie să facă front comun și să abordeze problemele în relația cu autoritățile. Realitatea de zi cu zi se poate schimba dacă există o societate civilă activă și care lucrează împreună. Deci unitatea este o cheie de succes în acest sens. Mulțumesc, mai revin la tine. Aș vrea să vă uitați foarte bine ce scrie pe acest banner. Foarte puțin, șanse foarte mici ca un deputat al Parlamentului să aibă un banner în mână pe care să scrie Stop Corupție. Să știți că eu am purtat foarte mult. Domnul doctor Radu Ciornei este deputat, vă mulțumesc. Sunt deputatul SR și să știți că am purtat foarte multe banere în mână Stop Corupția. Noi suntem partidul care a inițiat fără penale în funcții publice și acum ne opunem pensiilor speciale. Deci corupția este pentru noi hidra cu care luptăm în fiecare zi și vreau să vă spun, chiar dacă acum este Joia Mare, suntem creștini și trebuie să arătăm bunătate și ajutor ceea ce facem noi, este să ajutăm românii să scape de aceste tare. Deci omul nu trebuie ajutat neapărat de Paște, când spun toții că trebuie să fim mai... Da, atunci este să fim cu toții mai buni. Nu, omul trebuie ajutat când este nevoie și de aceea eu sunt aici pentru că după aceste discuții voi mai avea discuții cu doamna Vasilciuc și cu domnul prefect și voi fi o placă turnantă între vocea oamenilor, activiștilor din diaspora și mă voi duce oricând voi fi solicitat cu solicitările lor și în primul rând ceea ce vreau să vă spun și să trag un semnal de alarmă este că de 6 luni de zile au venit la mine oameni din asociația Mie îmi pasă, care luptă cu mafia balastierelor și mi-au prezentat dezastrul. Spunem noi în emisiune, da, de un an. Dezastrul din mafia balastierilor. Am avut numeroase intervenții, declarații politice în care spun balastierele ilegale fură, ucid, pentru că ucid copiii care merg la scăldat, pentru că fac niște gropi foarte adânci, care generează vârtejuri, ucid... Moldova, da, ucid natura, fauna, flora, păsările care locuiesc, cuibăresc în mal și sunt extrem, extrem de destructive. Aceste balastiere trebuie regularizate. Nu este balastierele sunt așa ca un fel de soră mai mică a furtului când vine vorba de lemn, pentru că camioanele cu lemn sunt țintite, sunt controlate, avem un sumal, dar radarul balastierilor care s-a dorit a fi funcționalizat în 2021 a fost băgat la sertar. De ce? Nu știu, am să încerc să aflu și pentru mine această cruciadă pe care mi-am asumat-o de atenționarea populației vis-a-vis de balastierele toxice
va continua atât timp cât voi fi politician, nu doar deputat. Și cred și sper că voi putea să fac și niște inițiative legislative. Trebuie să fim foarte atenți, pentru că acum, în perioada asta, când vor urma și lucrările la autostradă, probabil extragerea... Da, extragerea va fi mai sălbatică. Da, și astea duc și... Duc, domnul deputat, deci lucrurile astea merg înspre județul Neamț și unde, da, unde se simte foarte, foarte bine, la Roman, unde un oraș între două râuri au probleme foarte mari cu apa potabilă, da, mai ales pe... Pentru vară, că este exploatată, se exploatează până la 4-5 metri în loc de 2,88 m, cât este normală exploatarea, și se distruge pânza freatică. Prima pânză freatică este aproape distrusă. Oamenii din Forești care au venit la mine au început această acțiune pentru că în 2020 s-au trezit fără apă în fântâni din cauza balastierilor și au mers pe fir în sus și uitați-vă că omul de rând începe să lovească, să dea înapoi, să vină. Omul de rând are putere. Omul de rând are cea mai mare putere, iar vocea omului, eu sunt, pentru că sunt reprezentant a câtorva zeci de mii de oameni din Suceava, trebuie să le respect vocea. Odată ce trece cineva pragul, dorința lui este lege pentru mine. Vă mulțumesc și vă doresc toate cele bune. Uitați-vă, un deputat al Parlamentului României cu acest ban Stop Corupția. Una dintre marile probleme aici la Suceava, stimați telespectatori, este acea groapă de gunoi de la Mestecăniș, de la Pojorâta. Și eu am aflat astăzi cu stupoare ce probleme uriașe poate avea. Iată, oamenii ne fac poze, ne filmează din spate. Ce probleme de mediu poate crea, dar nu numai de mediu, că dacă banii vor fi pierduți, va fi vai și amarg, pentru că județul Suceava nu are bani să-i dea înapoi la Comisia Europeană. Omul care ține în șah de mai bine de 10 ani acest proiect, cu argumente, zic eu, am auzit astăzi în discuția de astăzi la prefectură argumente foarte solide, este domnul inginer Aristide Maxim, cel care singur se luptă în instanță de 10 ani de zile. Nu știm dacă va câștiga, nu știm dacă va pierde. Puneți-vă și dumneavoastră în pielea unui judecător să judecați așa ceva, să dați câștig de cauză activiștilor, pierde județul o sumă exorbitantă pe care nu poate să o dea și va fi vai și amar de noi. Dacă va câștiga invers județul, deci nu știm cum să... Vă felicit pentru ceea ce faceți. Mulțumesc, mulțumesc. Este într-adevăr o luptă aprigă pe care o duc de atâția ani și spun o luptă aprigă nu în sensul că este o luptă... ne-am luat la trântă. Ne-am pus problema să rezolvăm cu o situație gravă care s-a creat la Mestecăniș acolo, pentru că e vorba de viața comunității din zonă, este vorba de viața comunităților din și mai îndepărtate, este vorba de prestigiul zonei noastre, este vorba de sănătatea noastră, că am spus viața, trebuie să spun și de sănătate și de toate aspectele și economice și sociale specifice unei zone locuite de niște oameni. Ori acolo s-a ales în mod nefericit acel loc să pună deșeurile acolo, pentru că era aproape de drumul național și nu mai implica... Nu sunt case în zonă? Nu sunt... Ba, casele sunt. Nu satul, mai vorbim de satul, legislația satul, care da, prevede nou sub 1000 de metri, da, care este rămasă, cum se spune, tabu pentru orice asemenea... Așa audit, e legiferat în legiferat, Europa, în toată Europa. Deci o... în România... Deși ei de-a lungul timpului au încercat să găsească subterfugiu, să spună că este posibil să, prin studii de impact asupra mediului și pe date la comanda beneficiarului, în cazul de față Consiliul Județean al acelui obiectiv, se poate să fie și mai puțin. Ei, cu mici artificii de la Ministerul Sănătății.
De la, cu mici, da, legi. Păi da, de la ei, de la... Deci noi, anunțând la Uniunea Europeană, nu, că noi ne-am pus la punct cu directivele lor, noi după aia am făcut niște șmecherii tipic românești, niște portițe ca să găsim soluții. Acolo. Adică mă refer la ei. Pentru că noi, odată ce avem distanța față de zona de locuit măsurată de firmă autorizată, de tot ce, care spune clar de la 462 de metri până la cea mai mică distanță care sunt construcții alea de pe Mesecăniș și față de satul Valea Putnic, care este în aval la 860 de metri, primii de casă acolo, plus că avem o fermă zootehnică mai sus un pic care nu putem pune în funcțiune de ani de zile din cauza că avem această problemă acolo și la 600 de metri. Dar ce am înțeles eu din discuție de astăzi cu domnul prefect, eu ce să spun, prefectul mi se pare extrem de deschis la dialogul cu ONG-urile, dar ce am înțeles acum din discuția asta de două ore și ceva, că cantitatea enormă, terenul este foarte slab, argilă, nisip, cantitatea enormă, sute de mii de tone de gunoi, va putea să vină la vale în voia cea bună peste case, peste eu știu, și aici e marele pericol. Nu-i nevoie să vie peste casă, că n-are cum ajunge chiar pe casă, dar ajung rezultate din acel depozit de acolo. Așa, va veni peste calea ferată, că este calea ferată care leagă, deci, Moldova de Ardeal acolo. Două fire de linie, linie dublă și două tunele, care sunt în imediata apropiere a grupii de gunoi, față de care trebuia să aibă minimum 200-300 de metri distanță. O grupa de gunoi era 141 și 160 de metri distanță de cele două tunele. A intrat în zona de siguranță a căii ferate cu acel canal neurocit care se dărâm acum la 65 de metri distanță, deci trebuie să ai minim 100 de metri, conform legilor românești în vigoare. Astea sunt chestiuni tehnice și legiferate de către legislația românească pentru a fi respectate. Ori acolo nu s-au respectat toate aceste aspecte. Nu mai spun de multe alte. Este o discuție pe tema asta care implică ore întregi. Poate o să reușim să mai facem un dialog cu dumneavoastră, pentru că, vă spun sincer, am aflat lucruri extraordinare care, iată, n-au... S-au vorbit de transparență. Da? În perioada anilor 2007, când în martie, 15 martie, s-a dat de către Consiliul Local Pojurâta de atunci aprobarea pentru 5 hectare de teren pentru depozit de deșeuri în zona aceea, care era pășunea concesionată de noi, folosită de noi, de sătenii de acolo. Asta fiind și președinte, am înțeles. Acum sunt eu, a fost altcineva atunci. La Asociația Crescătorilor de-a noi. Așa, și acea pășune, acel teren se folosește de zeci, de sute de ani de către sătenii, locuitorii din zone care au fost acolo. Ei n-au ținut cont, au zis că au consultat public populația. Când? După două săptămâni, după ce au trimis primele documente la Consiliul Județean cum că aprobă terenul acela. Deci totul a început cu stângul, să spunem așa. A început cu stângul, așa a mers. Nu s-a ținut cont de petiție pe care le-am făcut, repetate. Deci a durat, au fost 6 ani de speranță. E o mare mirare, poate și telespectatorii se vor întreba, cum ați început dumneavoastră această bătălie de unul singur, așa, și duceți acest război de unul singur? Că este extraordinară forța unui român, domnule, în lupta cu argumente. Cu sprijinul verbal și cu semnături al sătenilor. Deci și oamenii v-au... Sprijinit și v-au mandatat să... Am fost mandatat duceți lupta. Ani de zile să duc această luptă, care până la urmă am ajuns să o duc aproape singur, doar cu o mână de 3, 4, 5 oameni generoși, curajoși, sufletiști, care au mers mai departe alături de mine. Și am început o bătălie, n-am putut să o las în coadă de pește, cum se spune, nerezolvată. În sinea dumneavoastră, așa, care va fi rezultatul final al acestor procese interminabile de peste 10 ani? Rezultatul final care trebuie să fie este victorie. A dumneavoastră? A noastră, da. Acel munte să rămână cum a fost.
nu poate rămâne cum a fost, chiar cum a fost, pentru că este sluțit. Aveți o soluție, dumneavoastră, adică sunt niște bani europeni, adică și aici, cum să zic, și instituțiile statului sunt încorsetate de suma enormă de bani. Cum s-ar putea schimba? Identificat un alt loc, construit acolo. E adevărat că e o problemă cea financiară, dar o punem alături și altoare. Viața comunității, viața acelei zone, costă are mai puțin de 7 milioane de euro pe care ei au aruncat acolo, pur și simplu. Deci până la ora actuală cheltuiți 7,3 miliarde de milioane de euro. Și nu e nimic funcțional. Păi ea e făcută, dar funcțională nu poate fi. Că în momentul când îi dă drumul, poluarea începe. Ori noi luptăm, exact am pornit de la ideea că viața noastră înseamnă sol, apă, aer, hrană și care trebuie să le ai tot timpul curate, da? Da, eu nu m-am imaginat că Bucovina... Mediul trebuie să fie, să aibă elementele acestea principale, vitale pentru existența noastră. Ori tu când vii și pui un depozit și mai spui că sunt menajere și spui că sunt bune alea, adică... Dar cine... poate depozit... să le țină depozite menajere când vedem că nu se sortează nimic în România. De pe depozite menajere se degajă cele mai multe noxe și probleme, pentru că acolo deșeul menajer înseamnă tot ce nu trebuie, ce ține de fracție umedă din bucătărie, din tot, ce este din, rezultă din canalizări, că se aduc cu vidanje, se aduc acolo, acele nămoluri, acea mizerie acolo. Pânza freatică va fi... Toate, tot ce este rău este depus acolo, pentru distruge permanentă. Deci, deci suntem într-o alergare de bio, de eco, de produse curate, de cea mai bună brânză, de cea mai bună... Și lucrurile acestea, deci ne dăm singuri cu stângul în dreptul și, cum să spun, și pe oamenii aceștia care muncesc, dânsul, domnul inginer este și conduce și Asociația Crescătorilor de Animale, deci dăm cu stângul în dreptul, așa, și nici dânsii nu pot să facă niște produse bune pe care le caută atâta lume, dar, cum să vă spun, și viața complicată. Mai mult imposibilitatea de a continua activitatea și de a renunța la ea și atunci ia că o lovitură mare pentru comunitate, pentru că acei oameni mai țin câte o văcuță, două, trei, care după posibilități, cu care participă la această asociație, care folosesc pășunea de acolo. În contextul în care ai distrus acea pășune, că pe o rază de un kilometru în jur, după ce pornit de la 100 de metri, unde nivelul de poluare este maxim, până la un kilometru, totul devine stăpânit de acele emisii de pe maldura la de deșeuri, care se ridică în atmosferă, se așează pe sol, după cum e vremea. Mai ales sunt o zonă cu atâta, cu condiții meteorologice mai dificile, pentru că plouă mult, iarna e mai lungă, vara mai scurtă, sunt probleme. La Neamț a fost o situație similară, ce spuneți dumneavoastră, undeva la marginea orașului Piatra Neamț, tot așa pe o colină, foarte frumoasă zona, s-a ales și am găsit o soluție, domnul inginer, nu știu dacă o să vă ajute, au venit preoții și au pus o troiță și din momentul ăla proiectul a căzut. La noi nu mai are, că nu vin preoții, nu mai poate intra să pui troița în mijlocul gropii de gunoi. Am văzut că vă ajută domnul Salomon. Hai veniți un pic să vă... Așa, domnul Salomon este din Piatra Neamț. Mă bucur că vă întâlnești pe dumneavoastră aici cu domnul inginer. Haideți, veniți un pic. Cum v-ați alăturat luptei, sprijiniți activitatea și, mă rog, războiul ăsta cu groapa de la Pojorâta? Păi interesul pentru oameni, pentru cetățeni, care dispare din ce în ce tot mai mult, având în vedere că fiecare caută să arunce vina asupra unul asupra altuia, și devine o boală, un cancer a României. Ne complacem într-o situație foarte, foarte, foarte slabă și nu ne mai interesează. Facem proiecte ca să câștigăm niște bani, să termină banii, ca și în exemplu de la groapa de gunoi din
Meștecăniș, unde s-au consumat banii, pe cum se vede, nu se poate schimba nici profilul, oamenii spuși, comunitățile spuse în pericol, nimeni nu le explică. Ideea de informare și transparență dispare în totalitate. Nu există. Nimeni nu informează oamenii, nimeni nu le dă dreptul să se manifeste contra proiectului. Și cu argumente, adică vă dați seama că nu așa, că nu ne place. Da, e, cu argumente, adică se vede foarte bine că de fapt proiectul o ia razna. Nu aveam argumente solide, nu rezistam atâția ani să mă lupt cu o armată de avocați, în primul rând, că ați văzut. Deci dumneavoastră sunteți singur în fața unor armate de avocați care vă dați seama că... Domnul fostul ministru al justiției, domnul Stoica. A, cu el vă luptați? Cu domnul? Uite, altă exclusivitate. Deci domnul Stoica, fostul președinte PNL, da, este cel care apără Consiliul... Consiliul Județean. Da? Contra unei sume frumușele de bani investiți în casa de avocatură. Știu că domnul Stoica nu lucrează la 2 lei. Nu face voluntariat. Da, e acolo un voluntariat de 620.000 de lei. Deci 620.000 de lei, cam 110.000 de euro. Deci ca să auziți și dumneavoastră ce miză enormă e în joc cu acest proiect. Că anul trecut, onor Consiliul Județean, având în vedere aceste victorii, în ghilimele, pentru că sunt niște victorii făcute ale lor, peste ale noastre reale, pe adevăr, așa, ne-au făcut și un proces. Să plătim bani. Să hărțuiți instituțiile. Dată în judecată, să plătim cheltuieli de judecată. 203.000 de lei într-un prim dosar, al 26.000 în al doilea, pe care este aproape ca și rezolvat, că e prea mult, prea puțin umanitate. S-a încercat cu dumneavoastră un dialog, să renunțați, să aveți altă atitudine? Au fost unele de-a lungul timpului, că hai să lăsăm, că trebuie făcută, că nu știu ce. Dar interesul public, comunitate? Interesul, am înțeles, este clar că este interes public, este că și dar am pornit de la premiza că eu, ca cetățean, nu mă simt bine să știu că gunoiul meu ajunge lângă ferestrele pe care când le deschide alt cetățean, inspiră acele mirosuri. Da. Creează acel disconfort de mirosuri, de încărcătură bacteriană în atmosferă, de fel de fel, pentru că de pe aceste depozite de deșeuri, asemenea lucruri. Și vorbesc în cunoștință de cauză că am studiat foarte multe lucruri care sunt făcute, scrise exact de mod academic. S-a dat un exemplu când Elveția s-a putut face pe un platou la altitudine. Aia e o gogoriță care au prezentat-o acolo chiar ca să arunce praf în ochii oamenii, dar acolo chiar noi ne-am interesat pe parcurs. Nu există asemenea depozit acolo. De unde au venit cu poza aia, au venit de undeva. Nu prea există argină. Da. Eu sunt plăcut impresionat când văd că aici în Bucovina este un puternic spirit civic și cred că numai prin spirit civic vom putea împinge lucrurile înainte. Pentru asta milităm, pentru că dacă ne debarasăm de spiritul civic, nu ne mai interesează ce se întâmplă cu noi și în jurul nostru, suntem pierduți. Nu vrem să ajungem acolo și tocmai de aceea, și acum am pragul de sărbătorilor, care iacă în Joia Mare am rupt din timpul personal, cum am făcut de alte zeci, sute de ori de-a lungul acestor ani grei pe care am dus din urmă cu atâtea probleme pe care au trebuit să le duc, să le rezolv. E un consum și fizic și psihic și de tot felul, și material, pentru că sunt niște eforturi, chiar cu posibilități materiale modeste pe care le avem, ne-am descurcat cum am putut și noi. Iar tocmai de aceea, fiind în Joia Mare, transmit tuturor cele mai bune gânduri și urări de și să nu renunțe oamenii la ideea lor, că ei au puterea și nu slăbim. Mesajul este să fie cât mai implicați și
alături unei de alții în asemenea probleme, că atunci se pot rezolva mult mai ușor și mai bine. Eu vă mulțumesc și chiar vă apreciez și sper să avem posibilitatea să mai discutăm și cu alții activiști. Da, corupția este un flagel, este o boală, este un cancer al societății noastre care nu ne dă posibilitatea să ne dezvoltăm, ne ține în loc, ne ține în izolați și suntem cum suntem priviți în Europa. Închei cu tine, Gabriel, ce ar mai fi de spus, de făcut? Te apreciez că ai venit din Suedia pentru această întâlnire, pentru a pune lucrurile la punct. Ține legătura, să vedem, și eu sunt curios să vedem dacă cum evoluează. Din punctul meu de vedere, cred că a fost o întâlnire reușită, având în vedere că a fost anunțată cam cu 10 zile în urmă, și Joia Mare, așa, dar am ca și concluzie, trebuie să reținem că prefectura este dispusă la dialog, nu contează cine este în funcție acolo. Apreciez și le mulțumesc domnilor care au venit și asta dovedește că lucrurile se pot schimba în bine. Și încă o concluzie este că partea de comunicare se poate îmbunătăți la orice instituție și urmează să avem un grup de lucru, să zic așa, tematic de această dată, pe diferite domenii. Ideea aceasta de a coagula, eu știu, forțele civice, cum eu cred că cel mai bun, bine dacă există comunicare și dacă efectiv particip la discuții. Și încă o chestie foarte importantă, nu neapărat trebuie să fiți la prefectură sau la primărie. Am propus ca aceste întâlniri să se facă într-un cadru inclusiv pe internet, niciun într-un cadru hibrid. O să vedem ce se va întâmpla. Sunt probleme mari și aici în Suceava, sunt probleme ca de altfel în toată țara. Important este că oamenii au ieșit din, cum să spun, din confortul lor. Domnul doctor avea treaba astăzi, dumneavoastră ați plecat de acasă din Suedia, domnul inginer, domnul Solomon de la Piatra Neamț, toată lumea trebuie să înțeleagă că fără minimă implicare lucrurile nu vor merge în direcția cea bună. Eu atât am avut de spus de aici din Suceava, suntem chiar în fața prefecturii, de fapt în clădirea muzeului, v-am mai spus. Încă o dată, priviți la această imagine, un banner adus din diaspora, sper să-l mai vedem, Gabriel. Vă mulțumesc, toate cele bune și gândiți-vă, fără implicare nu se schimbă, din partea tuturor, nu se schimbă nimic în România. Sunt Cătălin Aclad, la revedere!